Până la sfârșitul lunii august, Muzeul Municipal din Câmpulung găzduiește o expoziție tematică cu titlul Costumul Popular în pictura secolului 20. Tablourile expuse fac parte din colecția muzeului și aparțin unor pictori importanți ai secolului 20. Toate lucrările au ca temă costumul popular provenit din diferite zone ale țării, iar prin această expoziție se aduce un omagiu acestui veșmânt tradițional. Lucrările semnate de Dan Băjenaru, Cela Popescu, Ecaterina Delighioz, Schweitzer Cumpăna, Emil Nicolescu, Marius Popescu, Ion Nițescu, Marta Brondelo, Vera Velovski Nițescu, Larisa Ciachir și Dumitru Gheață sunt lăsate în patrimoniu prin donație ori de autorii picturii. Expoziția se numește Costum Popular în pictura secolului 20 și este realizată din 14 tablouri din colecția Muzeului Municipal Câmpulung. Expoziția poate fi vizitată în perioada 10 august până la sfârșitul lunii, până pe 30 august. Ca o noutate pentru publicul vizitator, unele dintre tablouri sunt expuse în premieră, ceea ce dă o altă greutate expoziției în ansamblu.